dragi părinți, aleasă biserică, nu vreau să-ți sorg lacrimi din dimineața asta, însă vreau să vă uitați bine la ei. Au nevoie de pace în mijlocul furtunii. Pentru noi cei care am depășit o vârstă, e ușor să mergem la școală, e ușor să ne susținem punctul de vedere și relativ simplu să stăm în fața colegilor. Ne-am călit. Pentru ei, este la vârsta la celor mai mari provocări. Au nevoie mai mult decât dimineața când îi spui Dumnezeu să te binecuvinteze. Au nevoie de pace în mijlocul furtunii. Oare cum pot avea pacea asta? Prin liniște? Prin înțelepciune? Prin noi. Prin mine și prin tine. Prin faptul că în fiecare zi te poți ruga pentru ei. Mă vedea la un moment dat un gând să fac niște bilețele și cei care vor să se roage pentru un tânăr pe durata anului să iau un bilet. Dar nu mi-a permis luxul ăsta. Vreau în dimineața asta să vă uitați la ei. Vreau să ne ridicăm în picioare și împreună să încredințăm în mâna Domnului. Vreau să ne ridicăm și împreună să cerem lui Dumnezeu ca El să fie acela care le va da putere să găsească pacea în mijlocul furtunii. O pace care, dacă o găsesc acum, mai târziu ne vom bucura toți de ea. Dar dacă astăzi, în vremurile astea, nu ne ajutăm să găsească pacea în mijlocul furtunii, mai târziu vom plânge într-un fel. Haideți să ne rugăm Domnului, haideți să-i cerem lui Dumnezeu binecuvântare peste ei, să-i însoțească pe elevi, pe studenți, pe noi cei care stăm înaintea lor și să facă Dumnezeu ca relația dintre noi și ei să fie o relație în care Domnul să fie Cel care va dăinui și ne va sfinți. Doamne,